Mark Zuckerberg a fost audiat aseară în Parlamentul European în scandalul Cambridge Analytica. Eurodeputații l-au asaltat cu întrebări pe fondatorul Facebook, care și-a cerut scuze pentru eșecul rețelei de socializare de a preveni furtul datelor a 10 de milioane de utilizatori. We haven't done enough to prevent these tools from being used for harm as well. That was a mistake and I'm sorry for it. Fondatorul Facebook a recunoscut că interferențele rusești în alegerile americane din 2016 au fost descoperite târziu. În apărarea lui a subliniat însă că rețeaua a dezactivat peste 500 de milioane de conturi false în doar 3 luni. It's going to take time to work through all the changes that we need to make here. But I'm committed to getting this right and to making the significant investments that are necessary to keep people safe. Pe europarlamentari, scuzele și asigurările date de fondatorul Facebook nu i-au convins însă. Au rămas multe întrebări însă fără răspuns, poate și pentru că a fost vorba despre un format ceva mai prietenos, special făcut pentru fondatorul Facebook. By far not satisfying, it was too short, it was too vague, concrete questions have not been answered sufficiently. And would you guarantee that there is no interference in the forthcoming European elections was not answered. Audierea lui Mark Zuckerberg a avut loc cu 3 zile înainte ca în Uniunea Europeană să intre în vigoare noi reguli referitoare la protecția datelor, iar fondatorul Facebook și-a luat angajamentul că le va respecta întocmai. Mulți dintre utilizatorii rețelei de socializare au fost deja notificați despre schimbările survenite. Answered some of those questions more specifically and showed a bit more trust with the EU. The EU is now legislating so heavily in this area, the United States isn't. And I think he needs to follow this track because this will solve some of the problems that Facebook is envisaging. Mark Zuckerberg se va întâlni astăzi cu președintele francez Emmanuel Macron. 7:32